Prima repriză a fost echilibrată, sucevenii reușind să țină ritmul cu campioana în titra României grație evoluțiilor foarte bune ale lui Iulian Andrei și Florin Ciubotariu. Pauza a găsit cele două formații despărțite de un singur gol, scor 14-13 în favoarea gazdelor. Jucătorii antrenați de Adrian Chiruț au continuat jocul bun și în repriza secundă, reușind ca în minutul 41 să se distanțeze chiar la 4 goluri. Sucevenii puteau chiar să-și mărească avansul, dar au greșit în câteva situații de 1-1 cu portarul advers. Oaspeții au profitat de aceste indecizii, au egalat și chiar au reușit să treacă în avantaj. La scorul de 27-27, bucureștenii au avut ultimul atac și au beneficiat de o aruncare de la 7 metri în ultima secundă de joc. Estechi a transformat pentru 27-28 și a adus astfel cea de-a 11-a victorie stagională pentru albroșii. Da, un meci, după cum ne așteptam, foarte, foarte greu. Toate echipele campionatului, echipele puternice, vor avea o viață grea aici. Și a dovedit încă o dată Suceava că e o echipă care luptă și face spectacol la fiecare meci. Face practic un joc foarte frumos, deși nu au, să zicem, individual niște valori extraordinare, dar colectiv fac un meci, fac un joc foarte atractiv și în mișcare, un joc modern, lucru care încurcă foarte multe echipe mari. În următoarea etapă, CSU Suceava va juca la sfârșitul săptămânii viitoare pe terenul formației CSM Focșani.